Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Dintotdeauna, bătrânii noștri au mers la biserică, luând parte activă la viața bisericii. Tradiția, care și astăzi o vedem încă în vigoare, este destul de grăitoare. Vedem în ei modele de credință, de oameni postitori care știau de biserică. Când îi întrebăm de ce merg la biserică, ei ne răspund foarte natural: așa am fost crescuți, sau așa e bine, așa am învățat de la părinții noștri. Biserica a fost întemeiată de Mântuitorul pe cruce, ca și comunitatea oamenilor care cred în El, ca Dumnezeu ce aduce veșnicia în viața noastră. Această veșnicie este Dumnezeu, iar Dumnezeu este iubire. Biserica este un spital duhovnicesc, în sensul în care păcatul, ca ruperea noastră de Dumnezeu, este vindecat de Mântuitorul prin preoții Săi. Este locul în care pocăința are loc prin taina mărturisirii. Aici, noi aflăm cum să devenim mai buni, cum să ne ferim de ispitele celui rău, cum să devenim ai lui Dumnezeu și mai ales să ne găsim împlinirea vieții. Lumea contemporană ne aduce în față multe moduri și concepte după care să trăiești și să gândești. De la religii care pun natura ca și un zeu, până la filozofii în care Dumnezeu nu există. Toate au în centrul lor egoismul, eul. Părinții bisericii învață că pentru a te împlini, trebuie să te golești de răul și egoismul din tine, pentru a face loc dragostei lui Dumnezeu și a celorlalți. Biserica este cer, deoarece întrânsa se coboară Dumnezeu la noi, iar noi urcăm la El. Viața noastră este o viață cu lipsuri, durere, greutăți. Unde putem fi alinați decât nu la Hristos, Cel ce se face toate pentru toți? El este Părintele orfanilor, cârmaciul celor de pe mare, prietenul celor aflați în suferință, bucuria inimii, dătătorul celor care cer. Rugăciunea Tatăl nostru este mai mult decât grăitoare. Biserica este și comuniune, este comunitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o, știind că nu este bine ca omul să fie singur. De vreme ce toți tindem spre dragostea ce unește, biserica vine să aducă un nou izvor ce va înmulți dragostea, însuși Dumnezeu. Biserica este centrul vieții creștine, deoarece viața în împărăție nu se poate realiza fără o aderență la modul ei de a fi. Cine nu are biserica de mamă, nu are pe Dumnezeu de tată. Cei ce venim la biserică și ascultăm sfatul părinților duhovnici, avem acoperământul lui Dumnezeu, care nu lasă să fim ispitiți peste măsură. Biserica este veșnică prin darul lui Dumnezeu. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Biserica cheamă pe cei vii la viața veșnică a lui Dumnezeu, la împărăție și, cât se poate, prin fiecare liturghie, Hristos coboară din nou la iad pentru a mai scoate un frate de al nostru, care, prin noi, se va fi deschis lui Dumnezeu. Biserica are puterea de a lega și dezlega soarta omului pentru vecie. Fiecare dintre noi, în sinea noastră, avem credința sădită în noi. Avem posibilitatea de a crede sau nu. Prin această fugă, noi ne asemănăm Fiului Risipitor din Evanghelie. Credința în Dumnezeu este un dar, este o putere prin care noi căutăm sens vieții, tocmai prin găsirea veșniciei lui Dumnezeu. Virtutea aceasta noi trebuie să o dezvoltăm. De vreme ce am primit-o, rămâne de noi să o creștem, să o cultivăm ca ea să își găsească ținta, pe Dumnezeu, prin biserică. Sinceritatea în credință este cea care bucură pe Dumnezeu și ne folosește pe noi. Celuia care este sincer în căutarea sa, Dumnezeu se va arăta lui, îi va descoperi unde să îl găsească, în biserică.
cum ne putem lipsi de biserică în credința noastră? Credința aceasta nativă este ca o forță brută, dar care se finisează prin biserică, astfel primind o mulțime de daruri. Părintele Teofil Părăian ne explică ce înseamnă să mergem la biserică. Arhimandritul povestește următoarele. Într-o zi au bătut la ușa chiliei mele doi tineri căsătoriți. Mi-au adus un pomelnic și mi-au cerut să le fac o rugăciune. Am intrat în vorbă cu ei și, așa cum mi-am statornicit eu o rânduială, i-am întrebat dacă merg la biserică. Și atunci ei mi-au răspuns: nu suntem așa de bătrâni ca să mergem la biserică. Și atunci am zis: Doamne, înmulțește bătrânii. Eu nu stau de vorbă la spovedit cu cineva care nu merge la biserică. Nu am ce vorbi, ce să-i spun. Sunt unii care spun că nu au mai fost la biserică de ani de zile, sau că au fost anul trecut la Paști. Celor care spun că au fost la Paști le zic: știi de ce e așa multă lume la Paști la biserică? Că sunt și din cei ca tine, care merg numai o dată pe an la slujbă. După aceea sunt unii care zic, când îi întreb dacă merg la biserică, da. Și m-am prins că unii nu merg la biserică la slujbă, ci intră în biserică și aprind o lumânare. Și acum îi întreb: dar la slujbă, stai la slujbă? Cât stai la slujbă? Și ei zic: părinte, mă duc și aprind o lumânare. Și eu zic: și o pui să stea în locul tău și ea stă de fapt în locul ei. Acelora care nu merg la biserică, eu le spun ce înseamnă să nu mergi la biserică și ce înseamnă să mergi la biserică, și anume, ce înseamnă să mergi la biserică. Înseamnă să mergi în cerul cel de pe pământ. Înseamnă să închipuiești pe heruvimi, să aduci întreit sfântă cântare lui Dumnezeu, să cânți împreună cu îngerii, să aduci laudă lui Dumnezeu, să cinstești pe Maica Domnului, să cinstești pe sfinți. Înseamnă să asculți cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, care e mai veșnic decât cerul și pământul. Înseamnă să primești binecuvântări de la sfintele slujbe, prin mijlocire preoțească de la însuși Domnul Hristos. Și la urmă zic: uite, toate acestea tu nu le primești, tu nu le ai, pentru că nu mergi la biserică, toate acestea le ocolești. Omul nu are cunoștință că, de fapt, toate lucrurile acestea se întâmplă, ci zice că nu s-a dus la biserică și atâta tot. Nu se mai gândește ce înseamnă să te duci și ce înseamnă să nu te duci la biserică. Și eu le spun: 2 ore pentru Dumnezeu, pentru cineva care crede în Dumnezeu, nu e prea mult. 2 ore pentru Dumnezeu într-o săptămână, să stai înaintea lui Dumnezeu, să ai conștiința că acum ești în fața lui Dumnezeu. Biserica este pentru creștinii bolnavi duhovnicește ceea ce este spitalul pentru cei care suferă de boli ale trupului. În spital există doctori care îi vizitează pe cei bolnavi, îi examinează și îi tratează. În biserică este Sfântul Doctor, Hristos, care îi cercetează și îi lecuiește pe creștinii bolnavi cu Duhul. În spital, doctorul le interzice bolnavilor tot ce poate împiedica lucrarea medicamentelor pe care el le prescrie. În Sfânta Biserică, Hristos le poruncește creștinilor să se înfrâneze de la tot ce împiedică vindecarea lor duhovnicească și primirea veșnicei mântuiri. În spital, bolnavii îi povestesc doctorului bolile de care suferă. Și creștinii trebuie să-și vestească bolile lui Hristos, doctorul ceresc. În spital nu orice boală se vindecă, pentru că sunt și boli de nevindecat. În Sfânta Biserică, lucrurile stau altfel. Nu este boala sufletului pe care Hristos să nu vrea și să nu o poată tămădui, cu singura condiție ca și bolnavul să vrea aceasta,
și s-o dorească și să o caute de la Hristos, fiindcă toate sunt cu putință celui la ale cărui cuvânt și poruncă toate se supun și ale cărui voie și cuvânt sunt faptă. Un bătrân ședea în pustie, departe de orice sursă de apă, cam la 12 mile. Și mergând să aducă apă zi de zi cu mare oboseală, la un moment dat bătrânul s-a supărat. Dar de ce e nevoie de această oboseală zilnică? Mai degrabă îmi mut adăpostul lângă apă, ca să nu mă mai chinui, să nu mai obosesc. Dar zicând aceasta în gândul său, simți prezența cuiva în spate, pe urmele sale. Se opri și îl așteptă pe cel care venea în urma lui. Și l-a întrebat bătrânul, cine ești? Iar cel care venea în urmă i-a spus, sunt îngerul Domnului și sunt trimis să-ți număr pașii. Și cu cât sunt mai mulți pași, cu atât răsplata Domnului va fi mai mare. Auzind aceasta, bătrânul își muta adăpostul și mai departe cu 5 mile de fântână, pentru ca răsplata să-i fie mai mare. Chiar dacă ești umil, chiar dacă ești izmerit, chiar dacă ești desconsiderat, trebuie să mergi pe calea aceasta a adevărului, care ne duce pe noi în veșnicie. Este vorba de ceea ce se cunoaște, calea, adevărul și viața. Dacă lumea ar merge pe acest drum al creștinului înnobilat de jertfa lui Iisus, noi n-am avea nevoie decât de cerul care ne unește pe toți. Și dacă am fi așa toți într-o smerenie, în bunătate, în dragoste, toată forța aceasta ne-ar ridica pe cea mai mare treaptă. Dumnezeu a dat fiecărui om ce vine în lume un povățuitor nevăzut care îl însoțește pe tot drumul vieții ca Rafael pe Tobie. E slujirea necurmată a îngerilor. Viețile sfinților cuprind mii de întâmplări, arătând că faptul se poate petrece uneori ca mijlocirea unei puteri naturale. O piatră sau alte lucruri ucigătoare aruncate asupra noastră, pe care mâna lui le îndepărtează. Un pas greșit de care el ne apără. O otravă pe care el o face nevătămătoare. Pe mâini te voi purta, zice psalmul, ca să nu lovești de piatră piciorul tău. Însă, îngerii mai lucrează și pe cale de sfat deslușit, ori de inspirație. În starea dintâi este fericitul Augustin, care aude acel glas stăruitor în grădină. Ia și citește. Și așa sunt toți cei care s-au întors la Dumnezeu, cărora îngerul le-a pregătit întâlnirea cu omul, cu cartea, cu faptul trebuincios pentru greutățile lor deosebite și în stare să le dea dezlegarea. Și dacă nu-i ceva de spus lămurit, alteori e o greutate pe suflet, o împingere, o sfâșiere, o izbucnire dintr-o dată a unui văzduh de rai, a unei răsuflări de copil, a unei prospețimi de nevinovăție. Dar mai cu seamă există între îngeri și noi o legătură statornică. O mână se află care nu slăbește chiar și când dormim, mâna noastră. Suntem ca bietul orb care nu vede nimic, dar care știe tot ce se întâmplă celui care îl călăuzește. Merge, se oprește, se întoarce la dreapta, coboară, aleargă și n-am mai simțit poate deloc mâna păzitoare de n-ar fi din când în când apăsarea acea străină și fără seamăn a degetelor ei pe degetele noastre. Între noi e pusă o lege. Suntem ai lui și nu mai poate să ne părăsească oricând ar vrea. Trebuie să meargă până la capăt. În fundul nopții noastre suntem în legătură și unire cu cineva care vede pe Dumnezeu și îl privește prin toți porii ființei lui. Pe pământul unde suntem, împărtășim bătălia inimii acestui frate ceresc care vorbește cu Tatăl. Dar oare prin ce se face legătura între el și noi? Prin ce suntem legați unul de altul? E cu totul altceva decât o legătură de la mână la mână. E acea lumină din adânc care-i inima curată.
Nu-i scris în Evanghelie, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu? Îngerul nu încetează nici când să-l vadă. Când avem și noi inima curată, au dispărut toate zidurile dintre Duhul care vede și sufletul făcut să primească lumina. Dar când inima nu-i curată, e ca și cum dăm îngerului întristat o mână nesimțitoare. Ce fericire să-l asculți și câte nu avem a scoate de la el! Așa descoperim, cum zice Apocalipsul, că măsura îngerului e și măsura omului. Felul în care mergem este și al nostru, dar e totdeauna și al lui. Scriptura ne arată că îngerii păzitori au nu numai oamenii singuratici, ci și adunările oamenilor. Și acești îngeri duc înaintea lui Dumnezeu faptele și rugăciunile obștilor omenești și sunt răspunzători și de vredniciile, dar și de greșelile lor. De fiecare dată când un om se duce la biserică să se roage, fie ziua sau noaptea, pașii lui sunt numărați de sfinții îngeri, pentru a fi răsplătiți cu plată cerească în ziua judecății. Ba încă și cum îngerii păzitori ai bisericilor îi însemnează pe cei care intră înăuntru și în fiecare seară transmit puterilor cerești care înconjoară cerescul jertfelnic. Așadar, dragii mei, să mergem la biserică măcar în sfânta zi de duminică.